talentată, frumoasă și adevărată. Așa e prezentatoarea TV, Rusalina Rusu. Și-a dorit să fie actriță, chiar a absolvit și Academia de Arte pentru asta, dar n-a fost să fie, soarta avea alte planuri pentru ea. De mai bine de 10 ani face televiziune. Nu pentru că se visează vedetă, dar astfel trăiește la intensitate maximă fiecare zi, descoperă oameni și se redescoperă pe ea însăși. Între timp, cuvintele Moldova 1 și Rusalina Rusu au devenit aproape sinonime. Emisiunile Tineri și Dotați, Bună Dimineața, Zigzag, Estival, Dosare Secrete, Eurovision, zecile de concerte, transmisiuni în direct sau programe speciale nu pot fi atât de ușor uitate de telespectatori. Ne este dragă pentru că e autentică, nu încearcă niciodată să pară altcineva. Recunoaște deschis, fără sfială, că și-a găsit jumătatea. S-au cunoscut, s-au îndrăgostit, iar în scurt timp s-au și căsătorit. Nașterea fiului lor, Bogdan, a făcut-o să se simtă o femeie împlinită. Acum se pregătește să devină pentru a doua oară mămică, dar mai multe detalii ne va spune chiar ea, pentru că vine în platoul de la Bună Dimineața de weekend.